Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro Live, are peste 220 de meciuri în primele noastre divizii, este autorul unui dintre cele mai importante goluri din fotbalul nostru, dar care, din păcate, nu s-a pus, și probabil că vă aduceți aminte și știm cu toții uh, despre acel episod, el și cu Dorinel Munteanu. Sunt autorii unor goluri importante, dar care, din păcate, nu s-au trecut pe tabela de marcaj. Actualmente este antrenor la Centrul de Copii și Junior al celor de la Rapid și are multe amintiri, pentru că provine dintr-o familie... Cunoscută în fotbalul nostru. Dragi prieteni, depune amintiri în această dimineață, dar nu numai amintiri, vorbim și despre prezent cu Octavian Chihaia. Bună dimineața! Bună dimineața! Mii de mulțumiri că ai acceptat invitația noastră. Uh, ai spus că ai, ați început deja cantonamentul, dar pe căldura asta? Da, am început pregătirea. pregătirea. Uh, pregătire organizată, căldură, necăldură, frig, din păcate în România au cam rămas două anotimpuri. Mamă, ce cald e și mamă, ce frighe. Da, trebuie să ne... Da, da, trebuie să, să, ne descurcăm, trebuie să avem grijă de, de hidra... cu hidratarea, dar până la urmă trebuie să muncim. Și fiecare dintre noi de, de la Rapid ne luăm munca în serios. Trebuie să avem grijă de băieți. Cu ei ne creăm imaginea noastră de antrenor și ușor, ușor trebuie să rezolvăm toate problemele. Dar cum întrebau bătrânii din sat, măi, mă, mică, dar pe vremea voastră nu era cald? Da, așa întrebau. Sau de genul, plouă, mai faceți antrenament și așa mai departe? Da. da. Asta este fotbalul. Cred că cei de vârsta mea sau poate un pic mai, mai mari știu că în vremurile noastre era chiar mai dificil. Nu aveai un teren sintetic, ploua trebuia să faci noroi sau pe un bitum, pe o zgură. Vremurile s-au schimbat acum, copiii percep altfel toate lucrurile, li se cuvin foarte, cred că li se cuvin foarte multe lucruri. Noi, ca și antrenori, trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne coborăm în ghirimele la nivelul pe care ei îl gândesc acum și până la urmă trebuie să scoatem fotbaliști. Bun, acum ei nu ne aud, nu se uită, știi? Mai e plăcerea aia, că voi o vedeți, cu care veneați voi acum 30 de ani la antrenamente, că se simte. Adică, părintele e dat jos din mașină de către mamă și tată care, du-te bă și tu la fotbal, că poate devii fotbalist, sau copiii mai vin din plăcere, că se citește pe chipul lor. Bun, prin o zi proastă, o zi obosită, dar în general vorbesc. Dorința aia cu siguranță există. Cum eu am spus mereu că există și talente și există și jucători care pot ajunge de o valoare foarte mare. Nu toți. De asta noi încercăm acum la rapid să lucrăm numai cu jucători care își doresc pentru performanță. Există jucători pasionați, în ciuda telefonelor, tabletelor și altor preocupări, dar există. Există și eu chiar mă bucur pentru că așa putem și noi să valorificăm niște talente pentru viitorul fotbalistic românesc. Știi că vorbim noi de Raul, nu te-ai interesat niciodată să te duci un pic mai sus? Adică, pe moment, nu niciodată, <coughs> pentru că ești la început, să zicem așa. Adică, iubești treaba asta cu copiii și juniorii? Da, este un lucru care îmi place foarte mult să lucrez cu jucătorii tineri. Jucătorii tineri însemnând 17, 18, 19 ani. Jucători care eu consider că la care îmi pot pune aprenta decisiv pentru uh, evoluția lor mai departe. Uh, Mi-am făcut școala de antrenori și am uh, terminat toate licențele pentru a mă perfecționa pe mine, nu neapărat pentru a lucra la senior. Am lucrat și la senior, am avut uh, uh, o perioadă cu Bogdan Adoneș, cu Vasile Maftei la Astra și la voluntari. Este un lucru care m-a ajutat foarte mult, am acumulat experiență. Nu spun nu unei eventuale eu știu variante din viitor, însă acum îmi place foarte mult ceea ce fac și voi continua cât voi considera. E greu de lucrat cu ei. Adică e și psiholog, e și părinte, asta e clar în ziua de azi. Da, cu probleme de acasă, cu siguranță nu este același lucru ca a fi antrenor, eu știu, la o echipă de seniori trebuie să te implici foarte mult în problemele lor, să înțelegi, să le găsești circumstanțe și atâta timp cât există sinceritate, disciplină și preocupare din partea lor, poți face niște compromisuri pentru diferite situații. Da, trebuie să fii părinte, psiholog, prieten, coleg, antrenor, uneori zbir. Da, funcție de corect. Da. Așa este. Ne spuneai de că, timp că tu te mai ocupai de. adică te ocupi de baza de la sport, ne spuneai de un proiect interesant acolo, nu? Ca au venit cei de la. adică e un lucru bun pentru. Da, este bun prin prisma faptului că o bază din centrul Bucureștiului renaște, care, din păcate, nu este sub, eu știu, titulatura de sportul studențesc, nu mai este, dar este o bază care reînflorește. Ai spus că vin, au venit niște oameni care uh, remodelează ceea ce era pe acolo, nu? Uh, remodelează, repară, construiesc. Uh... Că mai sunt și lucruri bune, știi? Sunt că... și lucruri bune și până la urmă va fi un, un plus adus sportului din România și copiilor. Corect. Câți ani ai petrecut tu acolo? toți. Da, păi Vai ce să spun, aș putea să spun începând cu șapte ani în, 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 legitima la sportul sănțesc, însă viața mea acolo a început de pe la vreo cinci ani, cred, tata fiind antrenor, <laughs> fost fotbalist acolo, antrenor și după aia funcții în club, eu am tot fost prin vestiarul deci de sportului. la cinci ani? Da. Nu mai am amintiri Că nu mai -am aduc aminte mai de mic Dar. tu ai crescut acolo Da, eu am crescut da. acolo În vestiarul de la sportul Cu jucători pe care îi stimez foarte mult Cu care am ajuns să lucrez și uh, Fotbalist fiind Și coleg de, uh, Ca antrenor uh, Nu, cea mai mare parte a vieții Acolo am petrecut-o și Sunt nostalgic așa Când mai trec pe acolo și Văd, sunt niște statui, sunt niște brazi. Construcția în sine, mi-aduc aminte de verile alea călduroase, care erau la fel de călduroase ca așa acum, doar că nu era atâta problemă. Da. da. Acum s-a schimbat lumea. Deci la șapte ani prima legitimare. Bine, da. tu nici n-ai avut încotroști, cum zic, cu ai văzut în casă. Unde era să... Dar ai avut și alte sporturi? Adică ai încercat și altceva sau... Nu, nu am încercat. Am fost pe la bazin, dar nu, nu s-a pus niciodată problema. Oricum, vă dați seama că la șase ani... Nu prea fă, decis, Nu, da, fără da. să fie, eu știu, mediatizarea, de ziua, asta, să nu știu ce pasiunea și fi putut să am eu pentru fotbal. Oricum, a fost o doctrinare, să spun așa, <lără> de, de, din casă. Nu, nu există altceva. Când ieșeam pe ușă, trebuia să traversez, să mă duc spre crângaj, să cobor în regie. Al drum nu știam. Nu știam. Da, e ceva firesc. Da. Dar oricum sunt, sunt bucuros și nu cred că mi-ar fi plăcut să fi făcut altceva. Mulți copii pe vremea aia? Foarte mulți, foarte mulți copii în și foarte mulți copii cu un colț de pâine în buzunar care veneau la fotbal cu cheia de gât. Da. Metodica de pregătire era o minge pe -o zgură și una, că dacă se spărgea făceam alergare. Dar e, criteriul e de dar selecție e. cred că era felul în care te uitai la minge, te apropiai de minge. Era loc pentru toată lumea, însă nu știu cum valorile rămâneau. Și s-a ajuns ca 19 jucători dintr-o generație de 81 să debuteze într-un an la Liga 1. 19. 19. 81 născuși, da? Uh, 80, 80, 80, 81. Ori. Mergem peste 40 de ani, Tavi, și vine aici la masă săptămâna trecută. Deci nu vorbim de acum 20 de ani, Daniel Iftodi, antrenor la Dinamo. Dinamo, scrie mare sus, da? Deci nu vorbim de un club privat dintr-un cartier bucureștean. Nu s-a ascuns nicio secundă și a spus Cătălin, din 100 de... Am făcut selecție. Din 100 de inși care am venit, am găsit unul. Păi și zic, și, și, și ce faceți acum? Mai facem și miercuri și vineri, încă două selecții, că poate mai găsim. Atât de mult s-a schimbat, adică sunt 40 de ani. Bun, e o perioadă măricică. 19 inci debutează și din 100 găsim unul. Nu e exagerat nimic, vorbesc foarte da, serios. Da, da, adică da. Nu e ca să ne iasă nouă povestea frumoasă. Problema e că s-au schimbat și metodele. Stau să mă gândesc dacă în ziua de astăzi mai există fenomenul ăsta de selecție. Pe vremuri, mergeai pe la metrou stradă și găseai un afiș lipit selecții la da. sportul studențesc. Și în ziua de la ora de, veneau, cum spui tu, nu 100, veneau 25 de jucători. Acum, dacă ai face lucrul ăsta, nu-ți mai vine nimeni. De ce? Pentru că tatăl copilului respectiv, crede că este, copilul este foarte bun și vrea să-l ducă într-un loc anume și în anumite condiții. Deci nu mai există uh, fenomenul ăla de, nu știu... Uh, să, să fiu un pic umil, să zici, bă, vin acolo întâi, vreau să arăt că sunt bun și să văd dacă mă acceptă clubul. Ajung eu mare dacă sunt bun. Exact, exact. Nu, acum trebuie ajuns acolo la antrenorul cu și dacă cumva antrenorul cu are o altă vârstă, ai că vorbesc eu, poate ia și palmeu. Și nu vreau să joace, doar vreau, vreau doar să antreneze. Și peste două săptămâni, dacă nu joacă, de ce nu joacă? Deci asta este. Din fericire, Există și cluburi cu uh, potențial și cu personalitate, să spun, și fără falsă modestie, credem la rapid. Acum s-a ajuns în punctul în care nu mai există să vină oricine, oricum. Da. Să se miște un pic copilul. Exact, nu mai există. Există pur performanță, așa. se fac niște eforturi, niște investiții prin uh, venirea domnului Șucu. Și se vrea doar performanță. Și acolo, într-adevăr, dacă există acea selecție, există selecție din trei jucători buni, să rămână unul foarte bun. Ceea ce contează? Ceea ce contează și cred că este un lucru decisiv pentru binele fotbalului românesc. Dar la voi cum 19 deodată? Adică toți. Da, e, cred că am... F... Sau... Da, se putea mai bine, am fost 25 în grupa aia. Da. așa s-au dus pe alte sporturi. Nu, aia cred că au ajuns doar la Liga a doua. Nu, da. cred că au ajuns doar la Liga a doua. Aia au debutat doar la... Da, era... era ce era acolo? Da, au fost, au fost, și antrenori deosebiți. Stau, mă gândesc la domn profesor Cornel Jurcă, Cornel Vlad, Manea. Uh, erau așa, uh, nu știu, mă rog, erau alte vremuri, dar aveau ochiul la să facă să rămână sau să joace cine trebuie și cine are șansă să ajungă. Asta este, cred că a fost secretul. Uh, echipa a retrogradat echipa mare. Nu exista echipa a doua sau eu știu ce, incubator, filtru, nu. Și sau a venit uh, o situație grea, au plecat jucători și am fost nevoiți, hai, bă. bă, hai sus. Că de ai făcut antrenamente și de-aia Exact. Primul, să vă Primul an, țin minte că a fost dificil, nu mai țin minte câte echipe erau în Liga 2 atunci, dar de la juniori, de pe zgură, să te duci direct la, la Liga și în Liga 2 a a jucau, jucau fotbal. jucau, erau fotbaliști, fotbaliști cu 200-300 de meciuri da, la exact. Liga a întâi, care pur și simplu nu voiau să se lase și am mai stau un an pe la Vâlcea, pe la Năvodar, pe la și cu da, Topoare, nu Da. da. <laughs> și ne-a băgat a, era și cred că un secret a fost uh, ăsta al nostru. Noi crescând împreună de la șapte ani, ne-am trezit toți la Liga a ii Oarecare mediatizare uh, mai o un rând în ziar gașca nebună. Acolo a fost o gașcă nebună din. Bă, De ani de zile a fost? Fiecare dintre noi apărea un joc și începeam de la Amical. Scrie în ziar. Da. Dar în ziar de hârtie. Da. Nu pe net, da, bă, nu. Să de, cu deci. de De te murdărei de. Da. Mirosea tipar Da. Și vedeai că a scris de. Da. Nu știu cine. Și te stai și te gândeai, băi, mai prost. Păi cum? Și. Uh, 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 obiectivul trebuiesc. meu. Și motivația era să scrie și de mine, că mi se face pielea pe mine, uite. și a doua zi, păi nu cred că nu, nu știi ce era la antrenamente. Păi acum cu șosețele, apărători, apărători, ghete cu filet, cu crampoane, păi cum? Nu neapărat să lovesc pe ăla. Dar știam că dacă eu nu sunt vână, mă troznește la pe mine și după aia nu mai pot să arăt sâmbătă la joc sau la antrenament să mă bage și pe mine 5 minute. Nu să fiu supărat că nu sunt titular, ok, eram supărat, dar nu rămâneam supărat niciodată. Nu mai spun că am ajuns să promovăm la Liga I, că primul an de, de Liga 2 au mai fost, cred că au fost vreo șase sau șapte care rămăseseră. Care rămăseseră. După care a venit uh, Vasile Șiman și a dat la o parte, au mai rămas vreo trei jucători. Diniță pădureț, Diniță pădureț. Și nu mai știu cine, nu cred că doar din și Pădureț Bătrânii Bătrânii, 24 de ani, 25 de ani Veterani Exact, dar după aia când am văzut că putem să ne uităm la televizor la noi Era nenorocire, am, să... era nenorocire Păi ne spărgeam gurile, cu coatele, dar nu ne, nu ne supăram unul cu altul Ok, te luai la antrenament Știai asta... că 11 poți să joci. și plus exact. Dumnezeu. Și nu aveai, te duci și joci la tineret sau te joci la echipa a doua. Nu, nu ai prins lotul sau nu ai jucat săptămâna viitoare. Asta era... Nu, cred că a fost cea mai mare motivație a noastră. Nu, aspect financiar, pentru noi a fost un bonus. Țin că aveam primul meu, mă rog, de la Liga a doua, nu vorbim indemnizații sau ce era de 50 de lei, cum era în momentul respectiv, uh, au fost 300 de dolari. 300 de dolari. Un bonus. N-am stat niciodată să mă gândesc că e mult sau puțin. Bă, îmi luam banii mă duceam să beau un suc sau îmi luam o pereche de ghete. Asta e celebrele orcapuri. Alea negre. Acum, Ce dacă... ți-ai luat din primii bani? O pereche de... știi? Da, 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 da. Da, și după aia când am văzut că putem să ne vedem la televizor, a început măcel tot. Și când intram în teren, oricât ne băteam și ne înjuram noi pe la antrenament, eram... Echipă. Tavi, iartă un pic, dar trebuia să și poți Că toți ar vrea asta să intre în teren Adică trebuie să te ajute un pic și Să te iubească mingea să te ajute și motorașul Că așa mulți vor astăzi Toți sunt fotbaliști azi da, știi, care e paradoc... știi care e paradoxul? Că dacă stau să mă gândesc Această generație Au ajuns majoritatea Nu major, cred că Vreo doi n-au să joace Liga 1 Hai să considerăm că Liga 1 Este sau la momentul respectiv da. era o realizare. Corect. Foarte mulți au ajuns, inclusiv pentru echipa națională, au ajuns să joace străinătate și așa mai departe. Dar, nu știu, feeling-ul la momentul când am fost noi selectați, nu eram câștigători de titluri naționale. Într-adevăr, ajungeam semifinală-finală, dar nu este. era valoarea pur individuală a noastră, ADN-ul ăla de fotbalist. Acum dacă e un jucător la Liga 1, te uiți, mă refer junior, te uiți în CV-ul lui, ia, bă, unde de a jucat, asta. unde a mai jucat ăsta, câte medalii are, câte cupe are. Nu. Noi, Atunci vedea de dădea Noi noi nu am câștigat niciun titlu național. Deci am pierdut finală și ajungeam semifinală. De ce, mai cunosc că, că ne-ar fi bătut cineva să nu mișcăm sau astea. Da. Dar uite că până la urmă valoarea te-a făcut să poți să fii jucător foarte bun cu 2-300 de meciuri, Liga 1, echipa sau străinătate. Bun, unde au murit asta? Ai vorbit niște cuvinte, sunt moarte toate. Orgoliu, multe dintre ele sau da? Orgoliu, mândrie, faptul că voiai să te vezi la tele, faptul că voiai să iei locul ăluia, faptul că înțelegeai că sunteți 20, dar 11 joacă și așa mai, adică sunt foarte mulți termeni din ăștia care au pierit. Mai e, au mai rămas puțin, da? Nu, no, eu îți spun sincer, lipsa părintelui, din această problemă. Adică eu dacă sunt supărat că nu am jucat, eu singur trebuie să-mi rezolv problema pentru săptămâna viitoare. Nu, duc să, acasă, nu mă duc acasă să-mi spună tata că sunt cel mai bun și că uh, sunt nedreptățit și că antrenorul are ceva cu mine și așa mai departe. Dar fotbalul cum ne pricepem toți? Și atunci vine părintele... dar atunci nu avea tu acces. Nu avea acces. Țin minte pe domn profesor Jurcă. Deci dacă era marginea terenului aici, întotdeauna îl stătea la 100 de metri în diagonală de acel gard unde poate ar fi venit părinții să... Da. nu, avea, nu exista telefon mobil, ci să sunai pe fix, sunai pe fix, cine? învârteai la... se răspundea cine Da. Deci eu asta cred că este foarte important. Ok, o să începem, că eram mai preocupat că nu stăteam pe telefon, dar nu, lipsa părintelui din... Părintele atunci îți oferea cât putea de mâncat, program de odihnă, să te duci la școală. Restul depindea de tine. Dar tata a vrut fotbal? Sau era cu școală, cu uite, eu am făcut fotbal. Bine, acolo erau așa și așa, că nu, era, m-am în două. Nu știu, relația mea cu tata legată de fotbal a fost una foarte. Nu, nu știu dacă durei cuvântul potrivit. Tata, că am fost antrenorul meu și acasă și pe teren. Deci, sunt două ipostaze. Da, da. Toate discuțiile mele legate de fotbal cu tata nu prea au fost de laudă. Iar pe mine m-a ambiționat foarte mult, mă enerva și m-a ambiționat foarte mult. Întotdeauna au fost chestii comparative. Uită-te la ăla că aia face. Ok, pornind de la, să mă uit la cineva la televizor, sau, cel mai grav era când îmi spunea de cineva pe la stadion. Atunci muream. Deci, efectiv, muream. Deci, începe, până pe la vreo 16-17 ani, mă rog, am debutat la 16 ani, Ma. la Liga a doua. la... pe la șatri ani venea să plâng, plângeam, îmi ziceam în cameră, plângeam de nervi. Și când plecam la stadion eram mai, mai ambiționat. Și mă întrebam, bă, de ce îmi spune asta, mi se părea nedrept uneori, dar toate lucrurile astea m-au ajutat. Bun, nu ți-a fost greu, A intrat pe teren Acolo nu mai e tata Sunt doar orele de antrenament și cu tine Intri pe teren, debutăm la Liga, la prima divizie Bun, ne rodăm la Liga a doua și vin Balaurie Ma, Din prima divizie Țin minte primul meci de debut no, deci Nu, deci nu cred că ți-nchipui A fost o încununare a Mă rog, a muncii, că asta e clișeu încununare a da, muncii da. și așa mai departe Dar în, la lotul de, nu știu, 18-16 cum era atunci, lotul de 18 la meciul cu Petrolul primul meci din Liga 1 nici nu conta că ești titular să reați în lot am intrat în cantonament deja vedeam în un carul ăla de televiziune cu cabluri, milioane de cabluri. Oameni care alergau. Exact, da, cu muzica la stadion, acum cred că ar închide tot dacă ar vedea câte cabluri erau atunci, să nu te curentezi, nu ce norme de protecție. Deci să ele. Da, deci efectiv ardea carnea pe mine. Știai că o să joci? Nu, că n-am fost titular, am fost rezervă. Am fost rezervă, mergi cu petrolul, ce să spun... Cred că nici nu conta scorul. Pentru nimeni dintre noi. Conta să joci. joci. A fost meciul ăla când a intrat Mazilu trei goluri. La debutul tuturor în Liga 1. Și, <laughs> da, deci, din postura de rezervă, 0-0, se în debut la Liga 1? în momentul când am intrat, a început meciul, deja se schimbase, ți-ai îndeplinit un obiectiv, ești în lot. După aia, Mergea jocul, bă, trebuie, trebuie să, să joc, să și, joc eu. și eu Mamă, îți venea să bagi al Îl uia în teren al tău Și dă pe bancă și se omor pe toți Numai să joci tu Deci, pe cuvânt, asta era Bine, eu desam, exagerez acum un pic Dar, e, când am debutat A fost pentru mine Nu știu, ceva Fantastic Mi-am mi dat seama că Asta trebuie să fac în continuare, 100% Iar Prima vorbă care legată de fotbal tata, pe care mi-a spus-o, mă a când am dat primul gol în Liga 1, cu Ume Timișoara. Și mi-a zis, bă, abia cu ești fotbalist. Asta mi-a zis, țin minte, și acum eram în fața blocului, după meci, la mașină, nu știu cum, așa, și mi-a zis, bă, abia Gata, acum ești, ești fotbalist. Dar numele te-a apăsat? Da, am avut probleme. Problema mea a fost pentru că a trebuit de două ori să dovedesc că asta am valoare. Asta e sumă? Păi odată că am valoare și odată că nu ți băiatul da. tata. Da, m-am dat seama că m-am legat uh, foarte, foarte multă vreme cu m-am uh, lovit de problema asta. Da. Sincer, m-am lovit de problema asta cam până pe la vreo 16 ani. Eu n-am fost un talentat. Asta ți-o spun cu mâna pe inimă. Țin minte, acum, până pe la 12-13 ani, săream în mine ca din gard. Serios? Da, nu, n-am fost. Până la urmă am fost atacant central, am fost vârf împins, n-am fost nici numărul 10, mă număr, că acum ai cu numele. Da, cu... da, ce număr ai? Da, numărul 10, n-am fost nici la creație. Eu am știut întotdeauna că dacă nu sunt odihnit și bă, montat mental 100%, eu nu pot să dau valoarea pe care o am eu și să-mi arăt calitățile de forță, de viteză, mă rog, să pot să... Te gândi că am fost vreun cioban, dar nu am fost ca alți jucători. Deci eu trebuia să fiu un fiecare zi, 100%, ca să pot să arăt că sunt cine sunt. Asta este. Dar am reușit să mă montez, să mă motivez și să-mi creez așa un... Să mă setez pentru a munci zi de zi. Ce făceați voi de vi s-a dus vestea cu gașca nebună la modul frumos? Adică a contat enorm că a fost nucleul ăla de 10, 15, 20 de jucători? Da. Pentru că ați făcut acolo niște lucruri senzaționale în condițiile în care, așa cum spui tu, și ai să nu ne ascundem cu bani, era cum era, domnul și bani bun, nu mai comentăm. Da? apoi, după ce ați, făcut, ce ați făcut acolo, Ați plecat la echipe. Tu ce, ai primit și combi de muzicale? Le-am prins pe toate. Le-am prins pe toate. Am prins și, am vreo să fac reclamă, un, un, parfum care acum în comerț e la raionul ăla de jos, nu e la de sus, dar a fost senzațional. Deci vă dădeam în parfumuri. Dacă, dacă, cred că era aftershave, nu știu dacă era nici măcar parfum, dar ne dădeam cu el. Așa. Uh, am prins, am prins, sigur. Am prins un Nokia 3310 senzațional și că ai râma pe el. Păi, în auto. șarpe. Păi, șarpe, da. Sau Negru cu butonul ăla de la prindei de sus. Exact, exact. Păi, dar cum să altfel? Aveam deplasări de 10 ore. Se mai stica autocarul pe la Aiud, pe la stăteai. Toată lumea jos. Toată lumea jos, joacă râma. Dacă ai baterie, dar noroc că țineau mult la telefoanele Știu, alea. Mă, cu cei care se uită, zic, sunt doi boși acolo. Da, da ce râme, să sunt auto la pește, ce fac? Da. da, am prins și combina muzicală și. Uite, o chestie pe care s-a mai vorbit de lucrul ăsta. Fii atent. Combina muzicală era în funcție de cât te-ai te jucat. Deci, deci atent. Ăla care a jucat mai no, 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 mult, no. jur, no. avea șapte CD-uri. Rezerva avea cinci CD-uri. Și la care a fost rezervat cu trei CD-uri, că... Da, ăla care a... se învârteau sus pe, pe cuvântul meu, domnare. Eu abia după mult timp am realizat lucrul ăsta. Că în momentul când au venit combinele, băi, să da, toate Toate la făi așa. Da? A, era, a, mai de, era o cutie mai mare, una mai mică. Și ce-ai făcut, cum era noi la sportul știam de 10 ani? Bun, ce faci cu cotul? Că, că, degeaba erai titular dacă erai mai slab de înger, îți venea unul mai cu personalitate, da. aș mai puțin, dar cu cotul iau eu combina mare. Da, până a venit Neandu. Băi, ia stă așa, mai puneți cu vinile la loc. Și a început cu lista. Absolut. A început cu lista. Ăla o apoi Când le-am desfăcut, una era așa, una era așa. A înjurăturile. Bă, tu Ui, ce faci, bă. Senzațional. Da, da, dar vezi, erau și povești și fotbal. Asta era interesant, știi? Da, bine. Supărarea a durat două, trei zile. Ne înjuram de dinață până da. seara și după aia, când ajungeam la... La meci, gata. Da, au, ați făcut treabă bună și după ce ați plecat de acolo. Că asta e interesant, că poți să zici, băi, am funcționat, atâta vreme cât am fost împreună. Dar v-ați dus pe la niște cluburi unde a mers treaba în continuare. Da, gândește-te că noi toți am fost vânduți. Da, Da. Știu, deci nu, nu știu, știu. Am fost dați pe niște bani, deci noi nu am rămas fără contract, adică deja se considera că am avut o valoare și Correct. am fost luați, selectați, pentru că nu, to nu toți au plec, plecat de acolo. Uh, îți spun, din punctul meu de vedere Cel mai mare impact Și eu n-am fost, uh, cum să zic uh, Au fost situații mai bune, ca să mă exprim așa uh, Eu am fost surprins Prima oară când am plecat De faptul că Există o liniște financiară Unde am ajuns Pe care aici nu prea era La sport Mama, nu, am banii, trei Mamă, am întârziat banii 3 zile În vestiar Și ai cât? Cât mă? Vă luați peste Să mă fi Contabil, în trei zile. Da, adică... Da, cu asta, asta nu-i de râs, din păcate, dar acum poți să o iei în glumă, dar atunci... Da, da, nu, problema a fost că eu, o chestie, având și o liniște de genul ăsta, într-adevăr am cunoscut niște diferențe legate de Condiția, acum nu pot să spun că a fost foarte, foarte rău, dar a fost diferit la sportul. Până la urmă e locul de unde noi ne-am ridicat. Dar am ajuns la fece națională în vestiar. În primul rând erau niște jucători, era Petre Marin, Cara Marin, era Radu Niculescu, era Domocoș. Pe tine l-ai prins? Nu, nu, nu. Venea, mai făcea câte o mișcare cu noi altfel n-aveai cum să fii moale. N-aveai cum. Până la urmă, Sava, țin minte, erau fotbaliști, chiar erau fotbaliști. Uh, trebuia să fii mereu în priză. Trebuia, uh, lăsai un pic Caterinca, nu mai era, da. te erai preocupat, trebuia să te odihnești, trebuia să mănânci, trebuia să... Aveam acolo, la fecina, aveam tratoria, mai mâncam da. cașcavalul pane. Erai fotbalist profesionist din toate punctele de vedere. Da, eram și a trebuit... Bine, cred că asta, în asta e foarte important și educația de acasă. Ai avut puterea să te adaptezi, să treci de la un mediu în care da, eu mai diferit. copilăresc într-un mediu serios. Aveai nocturna? Băi, joc în nocturnă. La sportul nu aveai nocturnă. Erai... Și stadionul mai boem, stadionul așa. Stadionul mai boem. Los Platanos, când veneau ăia, cântau. Aveai gustarea aia înainte de joc, te simțeai important. Mă refer ca noi veniți. Da, dintr dacă te uiți la, la, fotografia cu cei de la FC Național, știi pe toți. Da. După 20 de ani. Da, da. Luăm da. 2004, să zicem. Și ne uităm. Știi știai pe toți. Da. De, la, de aici, de sus, din stânga, până jos, în dreapta, care stătea pe băncuță. Da, da, da. <coughs> da, mi-aduc aminte acolo era săpunarul, herea copii. Da, Herea a citit Prodan Dumnezeu să-l ierte, l-a pus să citească ziarul, ne-a povestit. <laughs> da. Și a zis, ce faci, mă, citești cu... El a desfăcut și, băi, cu glas tare, mă, citește neștirile. <laughs> Dar tu ai avut parte de botez sau pentru că eras toată gașca? N-a avut cine să... sau au avut? La național sau... Nu, la, la sportul. La sportul cine să... N-avea cum să păi, da. <laughs> nimeni. Nu, noi Dar la național ai avut? Nu, nu. Erai deja bătrân. Nu, că eram bă, bă, da, bătrân, dar era o chestie bă, profesionistă acolo. Până la urmă, da. gândește-te că eram locul 2-3. Terminam turul pe primul loc, locul 2-3. Iar la sportul eram un nucleu de... Eram eu, Stăncioiu, Galamaz, Cruceru, care... Noi da, gestionam da. lucrurile. Voi dați da. botezul. de Dinam Golul ăla pe care îl ține minte cu toții. Da. A fluierat. Mai, eu personal, în momentul respectiv, eu nu am auzit absolut nimic. Am stat, m-am uitat după aia părelor. Până la urmă, fluierul a venit în momentul când mingea lovea bara. Până la urmă, nu știu ce să zic. Ceasul rău, pisica neagră. Nu ce condamn eu și de ce îmi pare mie rău este că s-a întors cu spatele arbitru. Deci, țin minte, era mingea la un adversar care a încercat să mă dea între picioare. Asta tot de la sportul pleacă. Făceam 5 contra 2, putea să te țină la 20.000 de pase, nu mai sunt ce-o dea între picioare. E, în situația la adversarul a vrut să mă dea între picioare. Iar eu, fiind având reflexul ăsta, am oprit mingea și ca niciodată, că spuneam că n-am fost un jucător, am simțit să dau la poartă mingea lobată. Și de interior îți dau lobat. Am, da, prins -o. da, Și Știi, FIFA. Și Bartez și Bară Gol. Păi. Și Olympic Marseille. Asta e ideea. E, arbitru s-a întors cu spatele. Nu, e, jur, asta nu, nu pot să înțeleg. Se întâmplă odată la, în viață un astfel de ghinion. Con, conta enorm golul ăla. A adică nu, vorbim, nu vorbim despre asta. Da, mă. E golul lui Dorinel Munteanu. Bară cade unde cade, care e la un campionat european. Și al tău, și din nou a merge mai departe. Și sunt trei echipe cu Steaua și cu Rapid. Nu? Da. Adică nu vorbim de a, gata, mă mai dezgropăm morții. Da, nu. Uh... Au văzut că au sărit și. Uh, 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 cine s-a dus primul care a vrut să-l gătuie, cred că a fost Danciu, nu? După aia s-a. s-a Mărgăritescul, Mărgăritescu Și Florentin pe Clăciulescu nu era. Uh, și Claudiu Nicolescu, pardon. Claudiu s-a dus și toți. Bun. Dar tu ce-ai simțit atunci? Că acum... A... Nu, atunci am fost efectiv, îți spun, pentru vreo 30 de secunde, n-am știut efectiv ce s-a întâmplat. N-am știut ce s-a întâmplat. Și tot așteptam să mă din, zic, bă, dintr-un vis. Poate bă, se trezește bă. și ăsta. Da, și... Bă, bă, și bă, un... refa da. Mă, mă rog, nu știu ce s-ar fi întâmplat într-o situație cu var, acum, chestia Dar nu... Cu varul de la ei, că cu varul de la noi, voi ce se întâmplă. Da. Cu varul... da. Nu, cred că... Cred că și... Acum, nu știu, arbitru nu era pregătit, nu ai voie să te întorci cu spatele la... la, joc. Nu ai voie, nu ai voie că el a fost cu spatele la joc, cred că 4-5 secunde. Păi poate să se întâmple orice în, și momentul. Cum te cu spatele la joc când el a pierdut mingea în colțul careului, nu? Un pic ieșit în afară, 2 metri. Da. Adică, stai până, nu era undeva, da, mă la mijlocul terenului. Nu, nu, inexplicabil, inexplicabil și stau Ar fi putut să facă și intenționat? A, nu. La nivelul ăla. Am auzit și astfel de teorii, dar cum să știe el că da. o dau eu direct acolo și că. adică să calculeze el că mângea când da, pleacă de da, în da, piciorul mâncare 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 meu mâncare se mâncare duce acolo. acolo. Nu, cred că pur și simplu nu a fost pregătit pentru faza aia, pentru meci. Corect. Dar de ce atât de puțin la Dinamo? A venit uh, un antrenor spaniol, este Este Amigo. Da. Uh, eu la momentul respectiv eram jucătorul domnului Nețoiu. Și am simțit pre în pregătire că... A, deci ai simțit tu. Da. Și atunci a apărut o nu că nu mi-a fost niciodată frică de concurență. Deși era Bratu, Niculescu, Niculescu, Zicu, venise Danciu, Ma. venise Danciu, se întorsese, nu știu, din China, cred că se da. întorsese. Așa. Nu știu dacă nu mai era cineva. Era o mie de meciuri în divizia. Da, dar nu a fost problema, că nu mi-a fost, nu, nu mi fost teamă. Însă am ajuns, am avut o discuție cu domnul Tuj, domnule, hai să încercăm și, și altceva. Și nu știu dacă nu cumva nu mai țin minte exact, cred că a venit. Uh, am fost în China, am fost în China și apoi că am plecat la CFR, dacă nu da, mă Da, La știu. CFR. La CFR. Da. Iar la CFR am, uh, mi s-a părut o variantă foarte ok. Era un proiect nou legat de mulți. Da, uh, chiar uh, nou, nou. Da, portughezi. Am fost, fost într-o uh, vizită de prezentare așa la Cluj cu domnul Nețoi. Am întâlnit cu domnul Mureșan și cu domnul Pascani. Am vorbit cu Dorinel, m-a sunat, m-a vrut și am ales uh, varianta asta. Dar în China, acolo, te-ai dus și ai venit. Adică da. cum, ai cum se ajunge în China? Nu vorbesc serios. Cum se Acum e ușor. Ai văzut că tot, din, păc din păcate... În China, să uh, nu aș vrea să dezvolt foarte nu. mult. În China am plecat uh, pentru niște lucruri. Și când, acolo... când am ajuns acolo, a și fost, uh, făceam parte dintr-un schimb. Am înțeles. Iar schimbul nu a fost uh, ok pentru cine trebuia să fie. Am la echipa lui Mara, cum ar veni? La Tianjin, te da, parcă, nu? Sau nu, nu, nu la tia. Nu, nu, nu. Nu la Tianjin, nu la. Nu la Beijing? Dar Mi... ai mai fost și la tia. Am după a a a a a a a fost în Spania într-o perioadă de pregătire. A... N-am fost în China. Am înțeles. Bun, da. și te-ai întors în fotbalul nostru M-am întors Bine, te-ai întors, n-ai <gânt> plecat Da, nu, a fost experiența la Cluj Care a fost una foarte ok În momentul când A plecat Dorinel A apărut infuzia De fotbalist străin O chestie care, mă rog Din punctul meu de vedere Este benefică fotbalul românesc În momentul când concentrezi niște valori când În momentul la, Când aduce așa la Da am avut două perioade în care am ajuns la FC Național pentru că a devenit un club de, de suflet pentru mine. Și asta a fost. Ar fi putut fi mai lungă cariera? Da, ar fi putut. Eu am îmbrățișat, să zic așa, varianta asta cu antrenorat un pic cam de vreme. De vreme, dar nu-mi pare rău pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac, dar a fost o situație de litigi în momentul când m-am întors la sportul studențesc, în a doua perioadă pe final, în care 8 luni de zile nu am putut să mă antrenez. Nu erau regulile de acum. A fost situație, de, o, nepla asta, dar... situație de neplată de de un an de zile. Puff. Repet, nu exista, acum nu există așa ceva cu comisiile care sunt. Un an de zile. Un da, an. un an de zile, da. Uh, și nu am putut... A... Știi cum e? Nici nu luai bani, nici nu jucai, nici nu te Și am ajuns să joc cu colegii care erau în situația mea, că am fost mai mulți, mă rog, bătrânii eram în situația asta, pentru că promovasem, promovasem în Liga 1, repromovasem. Da, și da. ai prins puțin Liga 2 când te-ai întors. Da, puțin un cât... retur. Nici da. Și după aia promo... adică am, am promovat. promovat și mă, mă rog, are logică și nu are. În momentul când ai promovat, era iar piața mare și nu mai era nici interes să uh, joace fotbaliști mai, mai, bătrâni. mai bătrâni. Da. Nu, <laughs> da. numai la noi, asta se da. Da. vede. Da. <laughs> da, și atunci am ajuns la concluzia că era o chinuială. Era o da. chinuială. Noi nu ne antrenam, dar în același timp făceam cântarul Trebuia să fim prezenți la anumite ore, altfel apăreau amenzi, amenzi din ce. Da. Da, nu mai era motivație. Păi moti... Motivație ca motivație, păi dar dacă... șapte nu să joc respinsea da. cu crucerul și cu Nai. Da, pare banca, așa pare o poantă dar. Da, nu, asta s-a întâmplat. Și până la urmă. Da, ai zis gata. Am zis gata, uh, cu, am terminat uh, facultatea. Unefsul și m-a foarte mult, mi-a înleznit uh, licența de antrenor, m-a ajutat foarte mult. Am luat licența și m-am ca să antrenez. De pește când te-ai apucat? Mai înainte? De pește când m-am lăsat de fotbal. A, până atunci nimic? <coughs> Îmi plăcea. Punct. Dar acum a devenit o pasiune și mod de viață, pot să spun. Da. da. Uh, în, când nu am, sau când am liber, de la fotbal, asta fac Și să mai prinde mămică? Se prinde, C dar și cu prinsul ăsta Se prinde unde e pește, e foarte simplu <rătări> Ce și așa... e asta? Da. De unde se mai prinde? Unde e pește? Nu, peștele, da. Da, asta este foarte clar Este foarte costi costisitor pescuitul Sau mă rog Mentalitatea mea Adică eu nu pot să mă duc Eu nu mă pot să mă la pește cu o undiță și să-mi iau bere Nu, sunt pescar de crap pescuiesc într-un anumit fel și încerc să, pescu, să prind un pește cât mai mare. Îl caut. Apreciez și un pește mic, nu sunt catch în release, îl consider sport, nu vreau să mă chinui, nu merg la concursuri pentru că asta presupune o presiune și eu vreau să am plăcere și relaxare, dar asta fac. Să nu mai vină și asta, știi? Da. Să mai vine și presiunea de la... Să ajunge de la... E, e, la... E, e, cum mă întreabă toată lumea, bă, nu vii mă și tu la un fotbal? Cum să să dacă cătoarena se până seara la la stadion în timpul <gântu -i> liber să se fotbal. Asta ce faci în te... timpul liber? Da, și joc fotbal. <gântu -i> da. Da. Sau FIFA pe PlayStation. Cum las mă, lasă-mă că nu mai știu, să abia am Lasă-mă Dar tu să... îți, luai, îți luai notițe în, în perioada de, de când jucai ai jucător activ cu gândul că pentru că am auzit că sunt foarte mulți care își notau notițe, mulți bun într-un caiet ceva, pentru că va veni odată vremea când vei deveni antrenor. Da, știu ce spui. Nu, nu mi-am luat, însă Uh, am reținut niște ai furat cu zi furat am, de la toți am, uh, am foarte multe uh, planuri de antrenamente din moment din perioadele alea chiar le am că uh, repetate de atâtea ori Nu, nu și... Da, nu, rămâneau ca materiale prin pe la club și mă interesa să le iau. Dar nu eram genul să zic, bani, într-un antrenament. Mă duc și notez. Mă duc și notez. Asta este. Dar am reținut foarte clar felul și atitudinea antrenorilor cu care am lucrat. Și mi-am dat seama cât de diferiți pot fi antrenorii. În momentul respectiv nu prea conștientizam. gândesc cum este Oli. Neando, total diferiți, cu bune, cu rele. Foarte important să poți să iei și să, să extragi, să, să adaptezi la ce, ceea ce trebuie ție. Nu e obiectul de activitate ale emisiunii, dar zine două vorbe despre Rareș. Pentru că l-ai cunoscut, pentru noi a fost așa, Uf, bă, a plecat. Mai, Pe raza uh... unor calități, nu am a plecat. Dar... da, eu ce pot să spun este că mă bucur foarte mult că a plecat de la Rapid. Asta pot să spun. Acum, calitățile lui fotbalistice sunt incontestabile. Eu îl, vă, îl văd sau l-am văzut sau îl văd ca pe un jucător foarte, foarte serios, matur și cu personalitate. L-am văzut la a, vârsta lui. La vârsta lui este ceva incredibil. Adică eu de câte ori l-am văzut jucând și toată interacțiunea mea cu el și fata mea e foarte, foarte bună, cea mai bună prietenă cu sora lui. E coincidență. Uh, nu am văzut niciodată o clipă de ezitare la el nimic ce făcea. Și când luau, eu știu, o acțiune, poate nu era cea mai bună variantă să dribleze un jucător, făcea hotărât. Legat de, legat de transfer, mă bucur foarte mult că uh, Clubul Rapid i-a putut oferi această șansă. Pentru că trebuie să recunoaștem că meritul este al antrenorilor de rapid, al conducătorilor și al faptului că i-au i -au dat posibilitatea să arate ce poate. Asta Dacă este. tu spui că mulți ar fi, mai stai să te mai coci un picuț. Da, dar... Doi. Ok, dar și atmosfera, echipa, mediu, tot l-au făcut să, să, să își poată exploata calitățile și felul lui de a fi. Așa, foarte mulți copii sunt talentați și poate sunt pe la cluburi mici, pe la. degeaba sunt. Asta este o realitate. Un club mic trebuie să uh, uh, aibă, nu știu, o continuitate să ofere ceva unui jucător talentat. Asta este. Vine FCSB rapid. N-am cum să nu te întreb. Bate, să... bate la ușă. Da, este un joc în infern asta este atmosfera, este un joc în care o dăm iar în clișe. Nu mai contează nici ce pregătești da. și cum pregătești. Contează ca un ce... Fotbalist trăiește pentru un astfel de meci, că toată lumea ce... că trăim pentru Steaua Dinamo și Steaua Rapid, FCSB și așa mai departe. Ca, ca antrenor, ca antrenor, aș spune că nu ar trebui să trăiască, dar ca fotbalist, 100% este motivație teribilă, mult mai mare. Uh, antrenorul trebuie să fie echilibrat. Antrenorul trebuie să facă analiză ca la oricare alt joc, să studieze adversarul, să vadă puncte foarte, puncte slabe. Fotbalistul, nici nu știu dacă e bine sau e rău, își mai pierde un pic din luciditate în da, momentele alea. Asta. Înțelegi? Pentru că puseul ăla așa de adrenalină, de flosca atmosfera pe Giulești, pe nou Giulești, da. este... E altceva. Extraordinar. S-a zis că o să treacă repede 4-6 de minute. <laughs> da. Din păcate. Tavi, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Plăcerea de Era să zic vacanță plăcută, dar nu merge. Nu merge. <laughs> Spor la merge. muncă. Spor la muncă și fi rătins. Da. Mii de mulțumiri cu că ai fost alături de noi. o vară liniștită, nu pot să zic că vin... vin pregătirile și... Vin... Roditoare. Roditoare. Da. de o dată. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine, ca întotdeauna, 10 și 30 de minute. Toate cele bune, mulțumiri și vouă. La revedere! フフフ。<music>